Noile cărți electronice de identitate devin obligatorii pentru toți cetățenii din România, iar autoritățile anunță că aceste documente vor fi emise până la finalul acestui an. Până la finalul acestui an, cetățenii României vor avea cărți de identitate cu chip, fiind un proiect scos în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne. Tehnologiile au avansat foarte mult de la momentul punerii în circulație a acestui document, astfel încât era momentul să trecem la noile documente electronice, a declarat Cătălin Aurel Giulescu, chestor de poliție potrivit Antena 3 CNN. Astfel, locul nașterii nu va mai fi trecut pe noile cărți de identitate, ci va fi stocat pe chipul buletinului. De asemenea, adresa de domiciliu va rămâne inscripționată, dar nu va mai fi notată și pe verso. Totodată, cei care nu doresc să aibă un buletin cu chip pot opta pentru o carte de identitate simplă. Odată cu extinderea la nivel național, vom pune în circulație și o carte de identitate simplă, care nu are suport de stocare electronică, a mai adăugat Cătălin Aurel Giulescu. În prezent, costul eliberării unei cărți de identitate noi este de 67 de lei, iar statul s-a angajat să suporte această sumă. Proiectul a fost lansat deja la Cluj, iar autoritățile și-au propus ca până la finalul anului să elibereze aceste documente electronice pentru toți locuitorii României, relatează știri de cluj.ro.